să se demonstreze că sinus de pi supra 8 egal cu radical din 2 minus radical din 2, totul supra 2. Cât este pi pe 8? Păi știm că pi este 180 de grade, trecem în grade, supra 8, 180 pe 8, pe 4 înseamnă 45 de grade împărțit la 2, deci egal cu 22 de grade și 30 de minute. Nu cunoaștem din tabelul standard valoarea lui sinus sau a lui cosinus sau a lui tangent sau a lui cotangente pe acest unghi. Prin urmare, va trebui să observăm că acest unghi pi pe 8 este jumătatea lui 45 de grade. Va trebui să exprimăm funcțiile trigonometrice în funcție de unghiul dublu. Cum se face în acest caz? Cum se procedează? Știm că avem formula cosinus de 2 alfa egal cu cos pătrat de alfa minus sin pătrat de alfa. Știind însă că, pe de o parte, cos pătrat de alfa este 1 minus sin pătrat, obținem formula egal mai departe 1 minus 2 sin pătrat de alfa, sau, știind că sinus pătrat de alfa este 1 minus cos pătrat, obținem 2 cos pătrat de alfa minus 1. Prin urmare, iată, din relația cosinus de 2 alfa egal cu 1 minus 2 sin pătrat de alfa, rezultă ce? 2 sinus pătrat de alfa egal cu 1 minus cosinus de 2 alfa, rezultă sinus pătrat de alfa este 1 minus cosinus de 2 alfa pe 2, de unde sinus de alfa este egal cu plus sau minus radical din 1 minus cosinus de 2 alfa pe 2. În mod analog, se arată că avem cos de alfa este plus sau minus radical din 1 plus cosinus de 2 alfa pe 2. Prin urmare, revenind la problema noastră, trebuie să-l calculăm pe sinus de pi pe 8. Sinus de pi pe 8 va fi egal cu cine? Cu radical din 1 minus cosinus de 2 ori acest unghi, adică cosinus de pi pe 4, supra 2. Ce semn va avea în față? Păi semnul din fața radicalului este dat de semnul lui sinus în cadranul respectiv. Ori pi pe 8, observăm că aparține primului cadran lui 0 pi pe 2, nu? Pentru că pi pe 8 e mai mic ca pi pe 2, prin aducere la același numitor, ea revine la pi mai mic ca 4 pi, adică 3 pi mai mare ca 0, ceea ce e adevărat. Prin urmare, vom avea semnul plus în față și egal cu radical din 1 minus. Cine este cos de pi pe 4? Este radical din 2 pe 2, totul pe 2, egal cu, aducem la același numitor, și obținem radical din 2 minus radical din 2 supra 2 ori 2, 4, distribuim radicalul și obținem radical din 2 minus radical din 2 supra radical din 4, care este 2. Prin urmare, exact formula care ne-a fost cerută.